Dimineața tuturor! Este iarăși vineri și ultima vineri din acest an, din anul 2022, când noi organizăm o discuție despre transformarea digitală a Republicii Moldova. Deci noi am început acest ciclu de evenimente în luna septembrie, astăzi suntem în decembrie și invitatul nostru de astăzi, sau invitata noastră de astăzi, este doamna Olga Tumuruc, director al Agenției de Guvernare Electronică a Republicii Moldova. Reamintesc că numele meu este Victor, eu reprezint Institutul pentru Politici și Reforme Europene în calitate de expert politici digitalizare și organizăm această serie de discuții a 17 la număr în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică și doamna Tumuruc, vă mulțumim pentru suportul care ne s-a acordat în toată această perioadă. Tare sperăm că vom continua și în 2023, dumneavoastră și tuturor colegilor dumneavoastră și privesc punct eu. Radu, Constantin, Vitale și toți colegii, mulțumim foarte mult. Și acest ciclu de emisiuni este organizat cu suportul proiectului EU for EU Membership, organizat de, cu suportul, revin la acest subiect un pic mai târziu, doar o clipă. În era digitală, noi avem copii care stau lângă noi și care ceva întreabă, trebuie să-i spun. Da, de ce acum sunt foci colorați? Mai târziu discutăm. Da, aceasta arată, de fapt, că suntem într-o era digitală în care copiii noștri roiesc în jurul nostru. Suntem din țări diferite, din orașe diferite, dar de fapt aceasta arată cât de mult suntem digitalizați, cât de mult suntem într-o societate digitală, cât de mult noi suntem interconectați între noi la o distanță de un singur click și toate aceste elemente noi le vedem în, de fapt, în această nouă strategie națională de transformare digitală a Republicii Moldova. Deci noi avem o nouă prioritate națională în programul de guvernare. Noi avem un viceprim-ministru responsabil pentru transformare digitală, atât la nivel de guvern, dar și coordonarea la trei instituții. Este vorba de Agenție de Guvernare Electronică, STISC și Agenția de Servicii Publice. Din câte cunoaștem, se află pe ultima sută de metri dezvoltarea Strategiei Naționale de Transformare Digitală 2023-2030, care sperăm foarte curând să apară. Și astăzi vom încerca să facem totalurile acestui an digital 2022. Doamna Tumuruc, bună dimineața! Cum vă simțiți? Care sunt sentimentele digitale pe sfârșit de an? Bună dimineața, Victor! Mulțumim foarte mult pentru această serie de discuții foarte importante pentru societatea noastră și mulțumim pentru implicarea constantă a Agenției de Guvernare Electronică în aceste activități. Așa cum ziceam și la începutul acestui parteneriat, acestei colaborări, noi considerăm foarte importante aceste discuții, deoarece aduc în atenția publică subiecte care anterior mai puțin au fost popularizate, discutate, explicate, înțelese, iar pe de altă parte sunt o platformă foarte bună pentru actorii relevanți să își comunice opinia, sentimentele, necesitățile, direcțiile și viziunile. A fost foarte interesant și pentru noi să ascultăm ce au comunicat diversi actori din sectorul public, din sectorul privat cu care interacționăm și sperăm foarte mult să putem continua și în anul 2023, fiindcă agenda este una foarte bogată și cu siguranță vor exista subiecte de dezbătut și analizat și discutat. Vă mulțumesc, doamna director. Eu doar am spus că revin un pic mai târziu ca să fiu exact în nominalizări. Deci proiectul se numește Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană al Republicii Moldova, Think Tanks for EU Membership, și implementat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Doamna director, noi am organizat aceste 17 discuții cu diversi actori și noi am făcut acest lucru intenționat pentru că noi am vrut să aducem pe agenda digitală nu doar instituțiile nemijlocit implicate în acest proces, ci având în considerare faptul că transformarea digitală este de fapt un element pentru fiecare dintre
elementele societății noastre, fiecare minister, agenție, administrație publică locală. Și noi am avut în drept invitați miniștri, secretari de stat, șefi ai agențiilor naționale, dar și am încercat să aducem specialiștii sau cei care se ocupă de transformare digitală din sudul Republicii Moldova, spre exemplu Techville sau EU for Moldova, Cahul, unde avem această inițiativă, sau de la Bălți, de la Nord, discutam cu domnul Curcovici și cu directorul ACT, sau am încercat să discutăm și alte elemente. Spre exemplu, săptămâna trecută am discutat cu reprezentanții noi asociații e-commerce, cu o săptămână înainte de aceasta despre fintech. Deci toate aceste elemente anume pentru a aduce cât mai multă competență pe domenii separate, unu, dar totodată de a transmite acest mesaj că transformarea digitală nu este doar un element tehnologic, ci este un element uman care afectează fiecare cetățean al Republicii Moldova. Haideți să încercăm să facem o mică radiografie a anului care, uitați-vă că se încheie, un an foarte important, cu foarte multe crize care s-au întâmplat, dar totodată aceste crize sau le vedem noi în unele soluții digitale care, apropo, au fost sau sunt foarte utilizate, da? Să discutăm și despre ele, dar și despre elementele strategice. Ce s-a întâmplat pe agenda digitală? Care sunt cele mai importante realizări? Un pic mai târziu poate discutăm despre care sunt cele mai mari provocări sau probleme și ne propunem să discutăm un pic și despre planurile strategice pentru anul care vine, 2023, un an foarte important. Doamne director, foarte pe scurt, care sunt realizările cele mai importante din anul care se încheie? Victor, este destul de dificil să vorbim foarte pe scurt despre anul 2023, fiindcă totuși este un an la mijloc, un an într-adevăr diferit decât ne-am fi așteptat noi să fie, fiindcă l-am pornit într-un fel, parcurs a trebuit să ne adaptăm și să răspundem la circumstanțele care au intervenit și provocările care au apărut pe parcurs. Trebuie să zic însă că echipa de la AGE a dat dovadă de o mobilizare exemplară și necătând la toate provocările, criza energetică, criza de refugiați, în general ideea de a avea alături un război, cu toate acestea noi am reușit să avansăm și să progresăm pe acele domenii care ne le-am propus la început de an. Și dacă ar fi să fac un sumar, o radiografie, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, a celor întâmplate în acest an, trebuie să zic că cumva activitățile au fost divizate pe mai multe categorii, atât în partea de implementare, modernizare, actualizare a cadrului normativ, unde avem câteva prevederi importante care cred că ne vor marca activitatea în perioada care urmează. Vorbim în primul rând de faptul că a fost publicată de fapt legea serviciilor publice, da, ea a fost aprobată la sfârșitul anului 2021, dar efectiv am început să facem cunoștință cu această lege și să o analizăm cu toți cei care prestează servicii publice în anul 2022. Și, după cum se cunoaște, legea serviciilor publice este una care va schimba radical modul cum se prestează serviciile publice, deoarece se pune accentul pe faptul că ele să fie disponibile în mod implicit în format electronic, să fie orientate pe necesitățile cetățenilor, nu cele ale prestatorului de servicii, să pună în implementare prevederile cadrului de interoperabilitate, așa încât să nu fie solicitate acte peste acte și confirmări la confirmări, dar prestatorii de servicii să utilizeze datele din resursele administrative existente. Totodată, o realizare importantă pe segmentul de cadru normativ este și recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat cu prestator de servicii de încredere din statele membre UE. Este un pas foarte important în contextul în care ne propunem să avem interacțiuni, inclusiv economice, mult mai strânse cu parteneri din Uniunea Europeană și nu doar, dar și să oferim posibilități mai pronunțate de
deschidere și gestionare a afacerilor celor din afara țării. Mai avem și o serie de progrese pe partea de acte normative necesare pentru punerea în funcțiune a sistemelor informaționale, dar nu cred că e cazul să le menționăm detaliem exact acum. Însă, ceea ce trebuie de menționat este și legea 80, care a fost aprobată în 2022, care a menționat expres imperativul digitizării a unor din cele mai des solicitații extrase de către cetățenii noștri. Și aici este vorba despre extrasele din registrul de stat a bunurilor imobile, despre actele de stare civilă, despre certificatul privind lipsa datoriilor, despre cazierul judiciar, extrasul din contul personal, deci o serie de acte care uzual sunt sau circulă, să zic așa, în sectorul public și nu doar. Și în baza acestei legi, acești prestatori de servicii trebuie să le digitalizeze și să le ofere cetățenilor în format electronic. Reșind din aceste considerente, noi cumva exact în direcția asta ne-am orientat și eforturile de dezvoltare a soluțiilor digitale, așa încât să oferim suport entităților vizate în executarea acestei legi. Da? Deci lucrăm în continuare foarte strâns pentru digitalizarea serviciilor de stare civilă, fiindcă legea urmează să intre în vigoare în ianuarie 2023, deci către acel moment trebuie să fim pregătiți toată lumea 100% ca ceea ce scrie în lege să fie executat și pus în implementare. Se lucrează cu Agenția Servicii Publice pentru digitalizarea serviciilor aferente de înregistrare și gestionarea modificărilor care apar în contextul unităților de drept. Și deja este disponibil în format electronic și poate fi solicitat electronic extrasul din registrul de stat a unităților de drept. Suntem pe ultima sută de metri cu digitizarea la o serie de extrase cadastrale, da? Din registrul bunurilor imobile, inclusiv pentru înregistrarea gospodăriilor țărănești. Avem deja în format electronic extrasul privind lipsa datoriilor față de bugetul public național, informația oferită de Serviciul Fiscal de Stat și inclusiv extrasul din contul personal de asigurări sociale. Sperăm că la 1 ianuarie vom fi gata împreună cu prestatorii de servicii ca aceste informații să fie disponibile 100% în format electronic, dar cel mai important, cei care consumă aceste informații să nu înainteze piedici cetățenilor care vor prezenta aceste acte în format electronic și să le preia în examinare și procesare. Pe de altă parte, împreună cu Ministerul Justiției lucrăm pentru prescrierea, modernizarea sistemului informațional e-apostilă. Cunoaștem că a fost o criză, să zic așa, o cădere a sistemului curent de la Ministerul Justiției care se ocupă de apostilare electronică. Și împreună cu colegii de la Ministerul Justiției am decis să modernizăm acest sistem, având în vedere că cel precedent este unul depășit de timp și imposibil, să zic așa, de modernizat. Sperăm foarte mult că la începutul anului viitor vom ieși în pilotare cu acest sistem și atât activitatea colegilor de la Ministerul Justiției, dar și cetățenii vor putea nestingherit aplica în format electronic pentru apostilarea documentelor. Totodată, probabil cunoașteți despre M-Delivery. Noi am lucrat foarte intens în acest an ca să nu doar dezvoltăm, lansăm pe piață, dar inclusiv să facem utilizat acest serviciu, respectiv dacă am început cu livrarea extrasului din registrul de stat a unităților de drept. Am continuat cu pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, cu pașaportul copilului, cazierele judiciare. Finalizăm acum configurările pentru
a fi livrate actele de stare civilă, extrasele cadastrale, permisul de conducere internațional, documentele care au fost solicitate pentru apostilare, la fel, vor putea fi livrate prin M-Delivery. Plus, pe de altă parte, încercăm să extindem prestatorii de servicii de livrare, atât pentru livrările naționale, cât și internaționale cu nume recunoscute, așa încât să asigurăm o concurență, de fapt nu o concurență, dar o varietate de opțiuni pentru beneficiarii de serviciul M-Delivery. Am lucrat foarte intens cu partenerii noștri de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale ca să le acordăm suportul atunci când au lansat, au pregătit lansarea platformei compensației GovMedia, cu Ministerul Culturii pentru lansarea voucherului cultural, un serviciu foarte frumos de care beneficiază tinerii care au îndeplinit vârsta de 18 ani, cu Ministerul Afacerilor Externe pentru dezvoltarea serviciului de programare pentru a vizita misiunile diplomatice și oficiile consulare și o serie de, la fel, alte activități. Doamna director, vă mulțumesc nu mult. Nu s-a primit scurt. Nu s-a primit scurt, dar este absolut ok să facem această radiografie la modul general, de fapt care accentuează câteva elemente principiale și vă rog să dacă sunteți acord sau nu. Deci, în primul rând, pentru că există o înțelegere în unele cercuri, spun eu așa, că toate serviciile digitale trebuie să le facă o singură entitate, Agenția de Guvernare Electronică sau domnul viceprim-ministru Țurcanu sau altcineva, dar nu instituția nemijlocită care se ocupă de domeniul corespunzător. Și ne-a spus foarte clar că acest serviciu îl dezvoltăm împreună cu Ministerul Justiției, altul cu Ministerul Protecției Sociale, altul cu Ministerul Culturii și așa mai departe. Deci acesta a fost unul dintre mesajele noastre, că de fapt instituția care nemijlocit gestionează un dosar este prima instituție responsabilă de această soluție digitală conexă și Agenția de Guvernare Electronică vine în ajutorul, da, în susținerea cu tot cadrul tehnic sau legislativ necesar. Haideți, pe această dimensiune, să ne spuneți care este rolul AGE în toată această infrastructură și care trebuie să fie rolul fiecărei instituții. Și noi aici intrăm într-o zonă un pic periculoasă, să zic eu, pentru că, spre exemplu, eu am fost săptămâna trecută în Moldova și discutam cu primari din patru regiuni. Am fost la Drochia, Călăraș, Cantemir și Comrat. Și această înțelegere, în mod special la nivel local, nu prea există. Dacă putem să facem această trecere, inclusiv la cum suntem noi pe dimensiunea digitalizării în regiunile rurale, în afara arcului guvernamental și în mod special în cele 897-898 de primării care le avem în Republica Moldova. Doamna director? Într-adevăr, Victor, este o zonă foarte mult discutată, dar eu sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră că digitalizarea nu este preocuparea, nu trebuie să fie preocuparea unei singure persoane sau unei singure agenții, entități sau minister, fie ce-o fi. Digitalizarea este de fapt o cale, un instrument, o metodă de aplicat, de urmat pentru toată lumea. De ce a apărut această percepție că digitalizarea trebuie să o facă domnul vicepremier sau Agenția de Guvernare Electronică? Din lipsa de experiență, probabil în special la nivelul autorităților publice locale, dar și de capacitate. Am în vedere capitalul uman care ar putea să descrie sau să elaboreze o viziune privind ce ar însemna digitalizarea într-un sector sau altul sau la nivelul fiecărui domeniu specific de activitate. Și atunci, în momentul în care avem lipsă de personal care ar putea să facă asta, lipsă de experiență anterioară, evident că soluția cea mai simplă este să delegăm această responsabilitate către cei care sunt cumva deja poziționați pe acest sector, pe acest segment. Însă noi constant promovăm exact ideea care a menționat-o. Trebuie să fie un efort comun. Noi înțelegem foarte bine care sunt provocările interne și la nivel național
lipsa de capital uman, lipsa resurselor financiare și exact din această restricție, să zic așa, avem dezvoltat acest ecosistem de e-guvernare, aceste soluții partajate care sunt la dispoziția tuturor celor care vor să digitalizeze și singura ce le rămâne este de fapt să descrie și să digitizeze nemijlocit procesul care ei se ocupă. Și inclusiv și aici noi venim cu suportul și ghidarea metodologică, inclusiv suportul tehnologic, îl avem pus la dispoziție atunci când avem și noi această capacitate să o facem. Evident, durează în timp, fiindcă suntem și noi o echipă mică și, din păcate, nu putem să facem sau nu putem să răspundem la toate necesitățile și nu putem să facem tot ce ne-am dorit să facem. Doamna director, eu vă mulțumesc mult. Eu încerc să fac tot felul de paralele ca să nu păstrăm discuția aceasta foarte rigidă, dar uitați-vă că observațiile mele personale, acolo unde se discută, se explică, pe toate domeniile, începând de la, nu știu, votul electronic și finalizând cu semnătura digitală sau soluții digitale pentru autorități publice locale, de fapt, deschiderea este mult mai mare chiar după prima discuție un pic mai detaliată. Eu pot să vă spun în două exemple, să vă dau spre exemplu. Acest proiect Digital Impact din Cahul, care a fost lansat și e la prima iterație acum. Deci tot existau tot felul de dubii că nu vor fi suficiente aplicații și uitați-vă că în prima iterație, a fi și a doua, au fost sau sunt, deja putem să spunem acest lucru, 27 de aplicații din regiunea Cahul, din patru regiuni. De fapt, nu sunt din Chișinău, ci sunt din regiunea Cahul. Sau, de exemplu, noi am fost acum că avem un mic proiect cu Ministerul de Externe al Estoniei pentru grupuri de acțiune locală și interesul grupurilor de acțiune locală, celor aproape 40 care au fost participanți la aceste workshop-uri organizate, este pur și simplu imens. Deci există această deschidere. Dar oamenii totodată întreabă și au o mică întrebare aici în Mentimeter cu referire la CUPS-uri. Dar cumva eu să încerc să îmbrac în două elemente această întrebare. Deci acest concept de e-apelare, această idee de, ne-ați spus că noi, Agenția de Guvernare Electronică, venim în suportul inclusiv și autorităților publice locale, dacă suntem la acest capitol. Spuneți-ne, vă rog, în ce constă acest concept de e-apelare și dacă suntem aici referitor la CUPS-uri, pentru că CUPS-uri în acest an a fost testat aceste 17 CUPS-uri, uitați-vă că cel de la primul care a fost deschis a împlinit un an zilele trecute și știm noi că există o inițiativă de a mări acest număr, nu știu, 61, 67, diverse cifre am auzit, dar totodată eu am o întrebare aici, dar m-au întrebat și oamenii de la Nord, de la Drochia, că atunci când a fost testare, noi aveam parte de mai mare suport, iar acum în faza a doua noi avem parte de mai puțin suport. Dacă puteți cumva să explicați aceste două elemente, în ce constă IAPL? Și care e situația cu cupsurile, dacă ne puteți spune? Mersi. Chiar vă mulțumesc că ați introdus acest subiect. Cumva mi-a scăpat atunci când am făcut radiografie să vorbesc despre cursuri, deși asta este o direcție foarte importantă în activitatea noastră. Cups asta ar fi Centrul Unificat Prestări Servicii. Exact. Și obiectivul de bază care îl avem în implementarea CUPS este asigurarea accesibilității serviciilor publice. Și vreau să revin la ceea ce ați spus dumneavoastră despre cum a evoluat situația la Cahul, odată ce a venit această oportunitate de discuții, de diferite oportunități de dezvoltare, co-creare. Într-adevăr, acolo unde se merge, se discută, se explică, se acordă suport, lucrurile se schimbă și apar noi posibilități și noi oportunități. Însă, ceea ce am văzut noi atunci când mergem în contextul implementării CUPS-urilor în localitățile mici, în localitățile rurale, totuși, posibilitățile la nivelul satelor, comunelor, sunt mult mai limitate decât cei ce avem în municipalități. Da? Și atunci, ca să adresăm și necesitățile acestor mici comunități, e nevoie de un pic altă abordare. Și iată de ce noi
am decis să inițiem dezvoltarea acestei platforme destinate autorităților publice locale, pe scurt noi zicem IAPL. Ce este cu această platformă? Din multiple discuții care le-am avut, fiindcă în contextul pilotării CUPS, dar și extinderii CUPS-urilor, noi am vizitat destul de multe primării și am avut destul de multe discuții cu exact aceste comunități foarte mici, izolate, îndepărtate, care de foarte multe ori s-au plâns despre problemele care le întâmpină în colaborarea cu autoritățile centrale sau chiar cele raionale, deficiențele de a accesa datele de care au nevoie pentru organizarea activității primăriei, pentru prestarea serviciilor publice, pentru bugetare, planificare, piedicile care le au atunci când trebuie să execute niște sarcini care, de fapt, le-au fost delegate de către autorități centrale, cum ar fi înregistrarea nașterilor, deceselor, căsătoriilor și drumul pe care îl parcurge un document care a fost eliberat pe hârtie de către secretarul comunei până ajunge să fie reflectată această informație în registrul de stat a populației. Și considerând toate aceste informații care ne-au fost comunicate, am zis că această platformă ar trebui să vină în suportul primăriilor pentru 1. Exercitarea atribuțiilor lor de bază, cum ar fi prestarea serviciilor publice locale. Și prin această platformă noi vom încerca să digitalizăm serviciile publice locale. Este o foarte mare provocare, fiindcă avem, așa cum ați spus, 900 de primării și fiecare primărie are lista sa de servicii publice locale. În esență, ele se rezumă totuși la o listă mult mai mică de servicii, fiindcă denumirea poate să fie diferită de la primărie la primărie, dar esența serviciului este aceeași. De ce noi vom face acum acest exercițiu de standardizare, unificare a serviciilor publice? Și pe platformă ele vor fi reflectate în format electronic, standardizat și unificat. Pe de altă parte, prin această platformă, autoritățile locale vor avea posibilitatea de a accesa, de a consuma acele date de care au nevoie, așa cum au zis, pentru planificare bugetară, pentru, nu știu, acordarea ajutoarelor sociale, pentru toate activitățile de care au nevoie în mod curent. Ori, izolat, să facă individual, să zic așa, să întreprindă aceste demersuri, este o povară mult prea mare pentru ei și de foarte multe ori nu le reușește. Platforma însă va pune în mod egal la dispoziția tuturor datele de care are nevoie fiecare primărie. Pe de altă parte, mergem și invers, da? Activitățile, spre evenimentele care se întâmplă la nivel de localitate, așa cum am zis, nașterile, decesele, căsătoriile, apariția unor, nu știu, gospodării țărănești sau, de ce nu, unor mici întreprinderi individuale sau societăți cu răspundere limitată, vor fi captate de către autoritățile locale și înregistrate prin intermediul acestei platforme în sistemele informaționale ale prestatorilor corespunzători, în mare parte Agenției Servicii Publice. Orice ce se întâmplă astăzi, am văzut că primăriile utilizează soluții comerciale pentru a imprima doar niște certificate care ulterior se transmit fizic pe drum, da? Către Agenția Servicii Publice pentru a fi înregistrate. Iată de ce un eveniment care s-a întâmplat astăzi într-un sat, el în registrul de stat a populației va fi reflectat inclusiv și peste 2 luni. Se întâmplă și așa cazuri. În acest timp, persoana nu poate beneficia de anumite avantaje sau, din potrivă, dacă vorbim de pensii, da, și deces, atunci nejustificat beneficiază de aceste venituri. În linii mari, acesta este obiectivul acestei platforme. Și sperăm foarte mult la anul să inițiem deja dezvoltările. Cât privește centrele unificate de prestări servicii, într-adevăr, în acest an noi am pilotat acest concept în 17 localități și deja
văzând rezultatele, interesul, succesul, gradul de satisfacție a cetățenilor care au beneficiat de servicii prin PUPS. Noi am inițiat deja extinderea acestei rețele încă în altele 65 de primării. 65. În total ar trebui să avem, cred că, 82 de primării, în care, sau hai zic așa, localități rurale îndepărtate în care să avem create și funcționale centre unificate de prestări servicii. A fost un proces absolut transparent de selectare a acestor 65 de autorități locale. Au fost câteva apeluri către autoritățile locale, către toate autoritățile locale și prin intermediul CALM și la direct, în care am invitat toți cei care sunt interesați și au capacitate să aplice pentru a deschide în comunitatea lor centru unificat de prestări servicii. Și într-un final avem 65 de primării. Ce înseamnă au capacitate? Pentru că am avut totuși câteva criterii minime de selectare a acelor autorități publice locale care urmează să colaboreze. În primul rând, trebuie să fie o comunitate, o localitate rurală. Categoric nu vorbim despre centre raionale, spre exemplu, sau municipii, fiindcă acolo avem sediile acelor prestatori de servicii care sunt disponibile prin HUPS. Trebuie să fie disponibilitatea primăriei de a acorda un spațiu adecvat în care să fie creat acest organizat centru unificat de prestări servicii. Adecvat ar însemna să fie într-o stare cât de cât normală pentru ca persoana să poată desfășura activitatea și oamenii să poată vizita centru. Și, în ultimul rând, autoritatea locală să dispună de o persoană care ar putea să fie antrenată în calitate de specialist HUPS. Acum, ceea ce ați spus dumneavoastră privind suportul acordat în faza de pilotare și faza curentă. Într-adevăr, în faza de pilotare, gama de lista de servicii suport care a fost acordată de către Agenția de Guvernare Electronică prin intermediul proiectului Modernizarea Serviciilor Guvernamentale, care îl implementăm cu Banca Mondială, a fost un pic mai extins, în sensul că noi am efectuat și lucrări de reparație în acele spații care au fost puse la dispoziție de către autoritatea locală. Dar am avut acest exercițiu. Am avut perioada de pilotare exact ca să înțelegem ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine și cum ar trebui să facem rollout, implementarea la nivel național. Păi iată, în contextul pilotării noi și desfășurării acestor exerciții de reparație și tot așa mai departe, am înțeles foarte mult că reparațiile durează foarte mult și, din păcate, evoluția care a fost în timp la prețuri pentru materiale de construcție și servicii de reparație care efectiv s-au triplat sau dacă nu mai mult, ne-au dat de înțeles că în etapa de extindere a cursului la nivel național, din păcate, noi ca și buget nu putem să ne mai permitem. Și atunci nu suntem deja gata să facem aceste lucrări de reparație. Da. Doamna director, dacă toți suntem aici la CUPS, pentru că noi discutăm despre toate serviciile digital by default, cum le numim noi, da? Ele toate să fie online, noi de acasă putem să am multe dintre ele, toate probabil nu se va dura mult prea mult. Și noi înțelegem că și aceste centre multifuncționale ale ASP, și aceste CUPS-uri 17, plus cele 65, plus rețeaua de ambasadori dezvoltați care probabil, dacă puteți să spuneți câteva cuvinte și despre acest lucru, care în baza bibliotecilor Novateca, care au activat, să ne spuneți câți sunt, unde ei pot fi găsiți. Deci, pentru mine personal, în primul rând, ei servesc un fel de pod, dacă doriți, da? Între o societate în care noi gestionăm documente pe hârtie și viitoarea noastră societate pe care noi toți împreună o construim digitală. Și în afară de
modul de prestare a serviciilor în aceste CUPS-uri, centre multifuncționale și așa mai departe. Deci, probabil că cea mai importantă misiunea lor este să-i explici cetățenilor cum ei pot folosi cele peste 200 de servicii digitale care deja sunt. Dacă puteți cumva să spuneți această componentă, pentru că este super importantă. Încă o dată zic, eu vin din sate de Republicii Moldova, o săptămână am fost în sate și discutam cu oamenii. Ei vor să afle mai multe, ei vor să li se arate prima dată cum se folosească un serviciu digital și să-l facă acest serviciu digital de acasă, dacă ei pot. Deci, noi înțelegem necesitatea acestor, nu știu, să numim noi open window, da, sau aceste cupsuri sau și așa mai departe, dar totodată tendința după noi, după mine în mod special, este că trebuie să noi să folosim serviciile de acasă. Spuneți-vă, rog, un pic despre această componentă educațională, în mod special în regiunea rurală. De ce eu bat pe această regiune rurală? Pentru că noi deja observăm că există o diviziune digitală, dacă doriți, între oraș, între orașul Chișinău, în mod special, și regiunile rurale. De ce? Pentru că aici este concentrată economia, business-ul, care probabil că merge înaintea altor domenii. Și eu tare mă tem că noi să avem situația când o parte a societății în Republica Moldova va folosi foarte mult servicii digitale, iar o altă parte a societății va rămâne în afară. Deci, practic, noi vom avea două elemente ale societății care folosesc diferit soluțiile digitale. Pentru că eu în fiecare zi, aici finalizez, în fiecare zi aud cuvinte de laudă la ASP în Chișinău și de fiecare dată auzim tot felul de istorii nu prea plăcute, că oamenii nu folosesc servicii digitale în regiunile rurale. Cum noi putem balansa aceste două elemente? După mine, super important. Doamna director. Trebuie să menționez și să accentuez un lucru foarte important. Centrele unificate de prestări servicii nu activează după logica, metoda, conceptul unor centre multifuncționale ale ASP. Categoric nu. Și ele tind să devină, CUPS-urile tind să devină mult mai mult decât sunt centre multifuncționale sau un ghișeu unic de accesare serviciilor, exact din considerentul că misiunea CUPS-urilor nu este doar de a facilita fizic accesul sub același acoperiș la servicii publice de care sunt cu sediu într-un centru raional, în comunitatea în care ne aflăm noi. Misiunea CUPS-urilor este, exact cum ați spus dumneavoastră, să popularizeze serviciile electronice și să asiste cetățenii în accesarea serviciilor electronice. Exact din acest considerent, așa cum probabil ați văzut în imaginile noastre din cursuri, fiecare curs, nu doar specialistul curs are un calculator, dar este și un loc, un spațiu de lucru pentru beneficiarul curs. Respectiv, atunci când cetățeanul are necesitatea de a solicita un serviciu și el se simte suficient de confortabil și încrezut să o facă de sine stătător, el poate să acceseze serviciul de la calculatorul care este pus la dispoziție. Dacă are nevoie de ghidajul specialistului CUPS, îl solicită și stând așezat la calculator, sub ghidajul și instrucțiunea specialistului CUPS, îndeplinește pașii care sunt necesari pentru accesarea serviciului. Dacă este în totalitate reticent de a întreprinde aceste acțiuni de sine stătător, poate delega această acțiune către specialistul CUPS. Dar din comunicarea noastră cu colegele din CUPS-uri, experiența arată că venind odată, persoana este ghidată, iar următoarea dată persoana este suficient de încrezută ca să execute acești pași de sine stătători. Și asta ne bucură foarte mult. Mai mult de atât, ceea ce dorim noi în timp să dezvoltăm în cursuri este ca ele să devină niște hub-uri în comunitățile în care sunt deschise, unde, exact cum se întâmplă în bibliotecile care ați menționat din rețeaua Novateca, oamenii pot să vină și să afle orice informații de care au nevoie și nu doar despre un serviciu public electronic, dar tot ceea ce înseamnă
spațiu digital, elemente de comunicare în format digital și tot așa mai departe. Evident, acum accentul s-a pus în cupsuri pe asigurarea accesibilității serviciilor publice, pentru că trebuie și noi să formăm, să dezvoltăm specialiștii CUPS, ca ei să devină acești ambasadori digitali în comunitatea în care sunt și treptat, treptat, ei vor deveni acei lideri digitali din comunitatea lor care vor putea să ghideze și încurajeze utilizarea la soluțiile digitale de către colegii, prietenii lor. Da, vă mulțumesc, concluzionez un pic aici. CUPS-urile nu sunt doar centre de prestare a unor servicii, chiar dacă scrie prestare de servicii, ci sunt într-un fel ambasadori digitali. Deci sunt instituții, dacă doriți, formalizate în cadrul primăriilor sau bibliotecilor, unde fiecare dintre dumneavoastră, cei care ne ascultați, dacă doriți să aflați despre o soluție digitală, cum se utilizează una dintre ele, puteți să mergeți, o să vă explic. Doamna director, un element foarte important, noi nu putem să-l evităm, este că noi nu avem, trebuie să spunem foarte clar acest lucru, noi nu avem viitor pentru o utilizare masivă a soluțiilor digitale dacă noi nu ne asigurăm că în spatele acelei soluții, cel care a aplicat, este anume persoana corespunzătoare. Mă refer la semnătura digitală. Identitatea digitală, semnătura digitală. Noi chiar am făcut la IPRE împreună cu colegii un studiu și situația nu arată foarte optimist. Și acolo sunt multe elemente. Eu vreau să spun un singur exemplu doar. Am fost iarăși de săptămâna trecută și o doamnă pe o masă, eu nu vreau să intru în detalii, m-a rugat să nu zic, avea 10 semnături la dumnea ei. Dar mi-a spus că odată a avut și 75 de semnături care nu i aparțineau dumnea ei. Deci vă dați seama, era o contabilă care administra 10 companii în acel moment și maxim a fost 75. Deci practic un om avea semnătura digitală a 10 persoane care nu îi aparțineau și aplica semnătura digitală în numele lor, ceea ce mi se pare ieși din comun, 1. 2. Știu că nu este responsabilitatea instituției dumneavoastră, dar totodată acele coduri, parole de acces, toate erau similare, ele nu au fost schimbate. Mi se pare că acest lucru este cumva, nici nu știu cum să-i zic, dar noi cum suntem cu semnătura digitală? Cum vedeți dumneavoastră importanța acestei semnături și autentificări digitale, fără de care noi o penetrare masivă a soluțiilor digitale nu vom avea? Noi trebuie să recunoaștem acest lucru. Și dacă ne puteți spune foarte pe scurt, pentru că am auzit foarte multe mesaje despre MobiSign. Când avem MobiSign? Doamna director? Da, neapărat. Într-adevăr, identitatea digitală este unul din pilonii indispensabili pentru tot ceea ce facem noi în domeniul de digitalizare. De altfel, este un element fără de care, într-adevăr, nimic din tot ceea ce se întâmplă în spațiu digital, fără identitate, nu ar avea valabilitate și efecte juridice. Noi asta nu ne dorim niciodată. Și, într-adevăr, situația care o avem la moment cu gradul de utilizare a semnăturii electronice nu este unul îmbucurător, dar explicațiile, argumentele astea noi le cunoaștem foarte bine și nu știu dacă e cazul să le reiterez încă o dată aici. Noi suntem la agenții în totalitate convinși că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă identitate digitală, dacă noi ne dorim să avem o societate digitală și dacă vrem să avem în timp o Moldovă digitală. Exact în acest considerent, cunoașteți că noi am inițiat dezvoltarea la MobiSign și de altfel, cumva, așa neformal, zicem la agenție că dacă nu se lansează MobiSign, închidem agenția și ne ducem cu toți pe acasă. Dacă nu mai are rost dezvolt servicii electronice, dacă nu avem pusă la dispoziția cetățenilor noștri un instrument accesibil, ușor de utilizat, sigur, gratuit de semnare electronic și de identitate digitală.
Doamna director, dumneavoastră cumva foarte pesimist a spus acest lucru. Unde suntem noi la Păi această... nu, pentru că durează foarte mult până cunoașteți dumneavoastră toată situația. A durat foarte mult, mult mai mult decât ar fi trebuit să dureze lansarea acestui serviciu. Dar, în fine, suntem acum cumva pe o cale optimistă, să zic așa. Facem o serie de audite, audituri, nu știu cum să le zic mai corect, care ne-ar permite să certificăm această soluție la Serviciul de Informații și Securitate, audite care au fost solicitate de dumnealor pentru a certifica și autoriza această soluție. Este într-un final explicabil de ce avem nevoie de aceste audite, pentru că este un instrument indispensabil și foarte important. Și atunci trebuie să ne asigurăm că avem toate elementele setate corect, organizate corect și sigur și sperăm la începutul lunii viitoare să încheiem cu auditele și să putem lansa serviciul într-un final. Perfect. Eu de ce spun acest lucru? Pentru că și eu consider că fără instrumente de semnătură digitală, noi nu putem spera că noi o să avem penetrare, probabil la 3 ore, repet acest lucru. Și transformarea digitală nu constă în numărul de servicii dezvoltate. Pentru că noi, de fapt, dacă dezvoltăm multe, dar rata de penetrare ar fi de câteva procente, noi intrăm în contradicție cu principalul element al strategiei de transformare digitală, care se numește întreaga societate. Deci nimeni nu trebuie să fie exclus și fiecare cetățean a Republicii Moldova trebuie să beneficieze. Eu vreau să vă spun că eu personal folosesc un mecanism de genul ăsta, Smart ID se numește, care de fapt a fost și el o revoluție, chiar și în Estonia, acest stat digitalizat. Și ideea este foarte simplă. Calculatorul la care discut eu acum cu dumneavoastră nici măcar nu are USB ca să pun acel cheie token stisk. Sunt multe elemente care noi le putem discuta la acest capitol, dar haideți să încercăm să finalizăm această discuție, pentru că timpul, din nefericire, ne presează. Cum stăm noi cu securitatea cibernetică? Eu știu că nu este responsabilitatea dumneavoastră directă, dar aceasta este, de fapt, super importantă. Pentru că noi, dacă nu avem siguranță în instrumentele corespunzătoare, în tot ce se întâmplă online, noi pur și simplu nu folosim aceste soluții. Deci, care sunt acele elemente? Și nu mă refer anume la criptarea cheilor publice de criptare, ci la acele elemente simple de igienă cibernetică a fiecăruia. Pentru că eu sunt absolut sigur, eu acest lucru îl fac personal, cu virgulă cât mai. Cum să zic eu, educat digital, da, și securitate cibernetică sunt eu personal, cu atât mai securizat este statul în care locuiesc eu. Da, dacă eu fac autentificarea cu două chei, dacă îmi pun o parolă mai complexă, dacă din când în când controlez și văd ce s-a întâmplat, dacă nu deschid aleatoriu tot felul de site-uri. Deci noi vorbim de fapt de natura umană și pe această dimensiune. Și foarte mult comunicare. Spuneți-ne, vă rog, ce face Agenția de Guvernare Electronică în acest sens, unde suntem și dacă credeți că aceasta este o problemă majoră și cum noi putem să facem față la această problemă. Nu aș vrea să zic acum că securitatea cibernetică este o problemă majoră. Este mai degrabă o provocare constantă, un subiect care trebuie în permanență avut un vizor și pe de o parte statul, instituțiile statului trebuie să asigure nivelul cel mai ridicat a securității sistemelor informaționale și noi asta o facem prin inclusiv intermediul platforme guvernamentale mCloud. Și experiența din ultimele luni a arătat că acele sisteme informaționale care sunt găzduite în mCloud au fost protejate de către atacurile cibernetice care s-au întâmplat și la care suntem constant supuși. Iar, pe de altă parte, statul trebuie continuu să vorbească și să desfășoare activități de ridicare a gradului de conștientizare în privința pericolelor cele mai simple de securitate cibernetică. Și de ce zic continuă? Fiindcă vorbim despre natura umană, da? Și cumva noi, în momentul în care vedem că nu se întâmplă nimic, cumva ne relaxăm. Da? De aceea aceste campanii de informare și comunicare, cât de banal nu ar suna, ele trebuie în mod continuu desfășurate. Această comunicare trebuie continuu să ne bâzâie undeva în ureche, să ne deranjeze.
Da? Noi, din păcate, la acest capitol nu stăm foarte bine. Aceste campanii de informare se întâmplă așa, când reușim să, nu știu, stabilim un parteneriat cu Nesistematizat se cheamă. nesistematizat, ele ar trebui să fie organizate mult, mult mai, îmi cer scuze, mult, mult mai, de mai frecvent. Noi la agenție, iarăși, am fi putut face mult mai mult decât am făcut pe partea de securitate cibernetică, dar în general de competențe digitale, fiindcă utilizarea corectă a instrumentelor digitale este una din competențele de bază, competențe digitale, iarăși este din motivul capacităților limitate care le avem, ori toate acele instruiri, activități de comunicare, dezvoltarea competențelor digitale, noi acum le facem cu implicarea experților din cadrul Agenției de Guvernare Electronică, nu prin intermediul unor trainer specializați să o facă. Și atunci, evident, în momentul în care noi trebuie să scoatem din activitatea de bază un manager de produs care se ocupă de dezvoltarea, nu știu, LAMPAS sau LAMSign și să meargă să facă un training, nu avem acea posibilitate de a o face frecvent, sistematic. Iată de ce îmi doresc foarte mult ca în anul viitor să formăm această echipă de trainer și să organizăm aceste activități de instruire și dezvoltare a competențelor digitale pe toate domeniile, inclusiv securitate cibernetică, într-un mod mai frecvent, mai constant, așa încât să ajungă la toată lumea și să cunoască toată lumea. Doamna director, a spus cuvântul anul viitor. Haideți să discutăm un pic, ne-au rămas câteva minute, despre cele mai importante priorități pentru anul viitor. Dar nu uitați, vă rog, să ne spuneți și cum sunteți la capitolul oameni. Ați spus că aveți nevoie de mai mulți oameni. De exemplu, Ministerul de Externe și Integrare Europeană a solicitat aproape 30 de posturi noi în lumina, știți, acestor elemente de integrare europeană. Mi se pare la fel de important și dimensiunea dumneavoastră. Cum sunteți dumneavoastră la acest capitol, inclusiv la capitolul financiar? Pentru că, da, desigur, noi putem conta pe suportul partenerilor externi, ceea ce probabil se întâmplă destul de des. Dar, totodată, această emanație, dacă doriți, a digitalizării pe diverse servicii, ea cumva trebuie să o vedem și în bugetul instituțiilor corespunzătoare. Noi am întrebat tot miniștrii la fiecare discuție. Am discutat cu 5 sau 6, dacă sunteți gata să veniți cu mai multe resurse umane, financiare, de timp, efort și așa mai departe pentru digitalizarea serviciilor în instituția dumneavoastră. Toți au spus da, dar dacă luăm proiectele de buget de stat, noi nu prea vedem acele elemente acolo. Și nu vorbim doar din perspectiva de finanțare a acestui efort, ci de înțelegere cât de important este ca noi să finanțăm și să susținem aceste deziderate. Deci, care sunt cele mai importante priorități pentru anul viitor și aceste două elemente de capacitare umană, care este o problemă majoră peste tot, și capacitare financiară acestui efort de transformare digitală. Doamnă director. O să încep cu cea de-a doua întrebare, fiindcă o să încerc să răspund foarte scurt. De altfel, dacă o să detaliez, o să fie un final de ediție mult prea pesimist decât ne-am dorit să fie. Din păcate, trebuie să recunoaștem că criza energetică, crizele peste crize prin care a trecut Republica Moldova au lăsat un impact foarte mare asupra bugetului public național și în anul care urmează, noi la agenție, din păcate, vom avea un buget mai redus inclusiv decât a fost anul trecut, ceea ce înseamnă mai puține investiții pe dimensiunea de digitalizare. Este o situație pe care pentru moment trebuie să o acceptăm, nu avem alte soluții și trebuie să identificăm oportunități ce am putea face cu aceste resurse și cum putem să atragem partenerii de dezvoltare pentru a continua a menține cel puțin acea cadență de investiții în digitalizare și dezvoltare a serviciilor electronice.
Deci, pe scurt, evident, ne-am dorit să avem mai multe resurse umane, fiindcă asta ar însemna mai mare capacitate de digitalizare, dar pentru moment nu cred că vom putea să o facem bazându-ne pe resursele bugetului public național. Toate acestea, dacă vorbim despre prioritățile pentru anul 2023, trebuie să zic că ele cumva vor fi marcate de ceea ce am făcut noi în anii precedenți, ceea ce am început în 2021, am continuat în 2022. Cu siguranță va fi marcat de legea 234 cu privire la serviciile publice, pe care trebuie în continuare să o executăm. Asta înseamnă să digitalizăm serviciile publice care sunt prestate cetățenilor. Noi, în anul curent, am inițiat câteva proiecte mari, în sensul de dezvoltarea unor sisteme informaționale importante care sunt corelate pentru prestarea serviciilor publice, și aici mă refer la Registrul de Stat a Unităților de Drept, Registrul Actelor de Stare Civilă, Sistemul Informațional de la Casa Națională de Asigurări Sociale, IAPL, așa cum spuneam, și în 2023 va trebui să continuăm, sper, pe un ritm mai accelerat, dacă pot să zic așa, ca într-un final să asigurăm prestarea la cât mai multe servicii în format electronic. Totodată avem deja în proces de pregătire a dezvoltării o platformă foarte necesară, așteptată pentru toți cei care utilizează documentele electronice. Vorbim despre o soluție care noi spunem MDoc. MDoc este o soluție pentru stocarea, partajarea și arhivarea pe termen scurt a documentelor electronice, care este lipsa acum și este, de fapt, unul din scuzele de ce nu utilizăm documentele electronice. Și, în ultimul rând, una din priorități va fi și colaborarea cu România în contextul memorandumului care îl avem pentru crearea spațiului digital comun. Avem foarte multe priorități și pe această linie. Sper să ne ajungă resurse să le realizăm pe toate, umane, cel mai important. Doamna director, foarte bine că ați menționat acest lucru, pentru că noi avem acest spațiu digital comun, acest acord interguvernamental dintre România și Republica Moldova. Și aici vin două elemente foarte importante, după mine. Unu este că domnul ministru Sebastian Burduja, probabil eu personal am auzit de minim 10 ori, în care spune că Republica Moldova se află la ani lumină față de România, ceea ce înseamnă o competență digitală mult mai mare decât în România. Atenție, cu capacitatea de a fi preluată de către România. Și pe de altă parte, noi avem România, care prin PNRR are o sumă imensă pentru digitalizare, doar pentru cloud-ul guvernamental peste 500 de milioane de euro. Noi vorbim de 6 miliarde. Și aici eu cumva încerc să găsesc această interconexiune dintre capacitățile financiare ale unui stat european, PNRR, vecinul nostru, care dorește să implementeze serviciile funcționale deja în Republica Moldova și viceversa. Deci, dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre cum noi putem aduce beneficii ambelor state, din ambele perspective, da? Experiență versus resurse financiare și umane, pe această dimensiune de spațiu digital comun. În primul rând, spațiul digital comun presupune și, într-adevăr, o aliniere a ambelor state, așa încât și în România și în Moldova să existe această bază pentru dezvoltarea serviciilor electronice. Ori, în România, acum ea nu este. Da? Nu avem în România dezvoltat acel ecosistem de e-guvernare la care noi am lucrat în ultimii 10 ani și obiectivul colaborării acum este să asigurăm acest transfer de tehnologie, cunoștință și experiență și să localizăm aceste soluții în România. Probabil una din explicațiile de ce nu s-a reușit în România să fie dezvoltate aceste soluții, pe lângă faptul că nu a fost probabil o bună perioadă de timp o prioritate, este inclusiv faptul că sunt disponibile așa sume enorme, da, care cumva atrag rechini mari în contextul acestor proceduri de achiziție, și ele durează enorm de mult timp până a se ajunge în implementare, în dezvoltare.
Și asta este o piedică enormă pentru ceea ce înseamnă tehnologie care evoluează de la o zi la alta. Noi, colegii din România, ne-am asumat acest angajament să, pe lângă faptul de a face acest transfer de tehnologie din Moldova în România, să dezvoltăm împreună noi servicii electronice și asta ar însemna și beneficii pentru Republica Moldova. Da? În momentul în care noi, pe de o parte, avem consolidată și aliniată România cu ecosistemul din Republica Moldova, vom avea toate premisele pentru a dezvolta împreună servicii electronice, inclusiv prin atragerea de resurse umane, care o piața de România este mult mai mare decât cea din Moldova și deja am început discuțiile pentru a crea echipe comune din România sub ghidajul colegilor cu experiență din Moldova, fiindcă nu putem să ne permitem luxul să scoatem oamenii din activitatea de aici și să le dedicăm 100% full-time pentru a lucra la implementarea memorandumului. Iar, pe de altă parte, avem nevoie și de implicarea colegilor din România pentru a asigura și transferul de cunoștințe. Da? Deci e vorba despre echipe mixte, moldo-române, care vor lucra practic, concret, la dezvoltarea soluțiilor. Doamna director, din nefericire timpul nostru a expirat. Eu mai am probabil 100 de întrebări. Știți, tema este foarte importantă. Dar așa cum dumneavoastră sunteți la o... Eu numesc activitatea dumneavoastră mult mai complexă decât a unui minister de ramuri sau unei agenții de ramuri care are un, știți, un mandat foarte clar. Și întotdeauna spun că a construi o societate digitală sau o soluție digitală nu e a construi, nu știu, un sector de drum sau chiar o mașină, da? Și ultimul lucru care l-am văzut eu aseară, înainte de a merge la culcare, este că domnul ministru Alaiba, anunțând că domnul Șuleanski se alătură echipii dumnealui a făcut așa o mică paranteză, domnul Alaiba, că nu știu dacă există cineva care în afară de mine, deci ceva de genul că domnul Șuleanski probabil nu are ochi să vadă birocrația, poate că un pic mai mult decât mine, că eu tot sunt un fel de campion. Dacă ne puteți spune foarte pe scurt, dar un minut despre suportul societății, nu știu, politicienilor și cât este important acest element. De fapt, dacă doriți, noi tot ne finalizăm prin a veni cu un apel de cooperare. Ce apel de cooperare aveți dumneavoastră? Pentru cine, cui este destinat și în ce ar consta el? Mi se pare că această înțelegere, transformarea digitală este de fapt o investiție din toate punctele de vedere. Ne ați spus despre faptul că aveți un buget mai mic decât ați avut anul trecut, dar totodată aceasta cumva intră în contradicție, dacă îmi permiteți să spun acest lucru, cu înțelegerea că investiția într-o soluție digitală sau într-o societate digitală este una foarte rentabilă și favorabilă. Da? Și această finanțare mai mică, într-un fel, nu prea reflectă această înțelegere. Avem o mulțime de elemente. Cui adresați un apel spre cooperare? Întregii societăți sau, nu știu, clase politice sau responsabililor de domeniu? În ce ar consta și ce le doriți dumneavoastră pe dimensiunea digitală în anul care vine? Doamna director. Da, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Eu trebuie să zic că toate acestea noi în acest ultim an am avut o deschidere foarte frumoasă din partea la inclusiv autoritățile publice. Mi pare foarte bine că ministere care alte ori nici nu se gândeau să digitalizeze, acum gândesc planuri pentru digitalizare și asta este o reușită foarte importantă pentru toți noi care lucrăm în acest domeniu. Avem o deschidere foarte frumoasă din partea partenerilor de dezvoltare și vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea constantă care o au și pentru faptul că uneori ne înțeleg din jumătate de cuvânt fără foarte multe argumente în acest context. Apelul meu este către toată societatea, nu vreau să fac punctiform către, nu știu, guvern, parlament sau Ministerul Finanțelor sau oricine altceva. Apelul este să ne reorientăm
Apelul este să înțelegem, așa cum ați spus și dumneavoastră, că necătând la crizele prin care noi trecem, noi trebuie să continuăm investițiile, pentru că investițiile, în special în digitalizare, generează economii și noi investiții de către mediul de afaceri, de către companii mici. Ele asigură mai mult confort și siguranță pentru cei care lucrează la consolidarea economiei naționale. Și nu vreau să zic să ne mărească bugetele, nu. Este înțelegerea faptului că trebuie să continuăm investițiile în general, precum și în digitalizare. Doamnă director, eu în numele echipei noastre, IPRE, vă mulțumim foarte mult dumneavoastră și vă rog să transmiteți tuturor colegilor dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi aceste 4 luni, sau mai mult chiar, da? În 17 ediții consecutive. Noi vom face tot posibilul să continuăm această serie sau discuțiile publice pe această dimensiune, după noi foarte importantă, și în anul 2023. Vă dorim mult sănătate și să fiți siguri că Moldova va fi digitală, dar tot noi spunem că este nevoie de contribuția fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Deci nu poate să existe un cetățean care nu poate să contribuie la acest deziderat. Reamintim că aceste discuții publice sunt organizate în cadrul proiectului Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova, Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care eu îl reprezint, în parteneriat cu dumneavoastră, doamna director, și toți colegii dumneavoastră, Tatiana, în mod special, mersi, Agenția de Guvernare a Republicii Moldova, prives.eu, colegi, mersi, și realizat cu susținerea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. La revedere, multă sănătate, un an cât mai bun, un sfârșit de an cât mai bun și un an bun 2023 digital. La revedere! Mulțumesc, Victor, la mulți ani. La La revedere! revedere!